și eu, care sunt obosită și nu m-aș prea da jos din pat, dar o să fac repede asta. Ce faci, Vita? N-ai reușit să te speri bine aici? Gata, am rezolvat. Începem o zi lungă și obositoare, cu foarte multe în program. Să vedem cât o să reușesc să filmez din ziua asta. Tu ești mai obosită ca mine, așa-i? Așa e. Voi sunteți obosiți și voi, nu-i așa? Știu că sunteți obosiți și voi. Este prânzul, am mâncat o ciorbă de verișoare și am făcut și niște chiftele din care o să mănânc mai târziu, dar nu cred că mai fac piure sau legume, altceva, că iarăși nu mai ajunge timpul. La seară am lucrat până târziu de tot, dar avem câteva produse comandate de la Fashion Day. Știți că v-am zis eu că am returnat atunci produsele, am reușit să găsesc pantalonii ăștia, pe ăștia mi doream cel mai tare. Pentru că este un material absolut incredibil, foarte lejer, subțire, fin, se simt foarte bine. Mi-am comandat mărimea 12, care e similară la ei cu M-ul. Și ăștia îmi vin, că le-am scos și le-am probat. Și sunt super, super, super happy că îmi vin. Așa că o să-i vedeți pe dumnealor îmbrăcați cât de curând. Cred că vor merge foarte bine cu bluza asta, deși n-am probat-o. Și cu... Stați că le avem pe aici, că trebuie să... Ce ziceți? Avem un pic de culoare, nu? Suficientă, cred eu. Și avem și ochelarii roz, aceia de la Sensei, Yay for That. Facem outfit-uri drăguțe, ce să spun. Avem și această rochie. Am probat-o și îmi vine, dar am o problemă. Nu mi-am dat seama din poză că este pe gât. Aici în față, stați să o închei, că am probat-o și a rămas descheiată. Așa. Și treburile astea îmi vin aici și nu cred că o să o pot purta. Nici nu știu. Sunt foarte, foarte, foarte nefericită cu treaba asta de la gât, dar nu am ce face. Nu prea am de ales, că tiroida mea atâta a putut. Asta este, cred, tot mărimea 12. Da? E ok, 12 sau 40 sau L. Îmi place foarte mult culoarea. Știți cu ce s-ar fi potrivit rochia asta? Cu florile alea frumoase din Malaga. Alea superbele alea de acolo din Malaga. Mă și văd în niște poze drăguțe cu ea, dar bine, nu era, că e cu mânecă lungă. Știți că v-am zis eu că nu prea am rochii cu mânecă lungă, așa mai, nu foarte elegante, care să poată fi purtate și ziua și seara și la orice oră. Nu prea mai aveam nici pantaloni de ăștia negri, nici clasici, simpli. Și ăsta e foarte bun pentru vară, pentru că este un material foarte subțire. Aceea care se aude pe acolo este Kitty. Kitty, ce faci, iubita? Hai, vino să salut și tu. Și ăștia sunt foarte confortabili, au buzunare în față. Pentru, bine, ei vin cu buzunarele cu sute, dar au buzunare în față și pentru mine e foarte important să aibă buzunare. În spate n-au, dar măcar în față trebuie să am, ca să pot să-mi pun măcar un telefon când mă fății pe aici pe acolo. Ăștia cred că au fost 100 de lei și nici nu-mi dau seama. De la Trendyol, și rochia este tot de la Trendyol. E un brand de la care, pe care eu acum îl descoper, dar care îmi place, după cum se vede. Și o să avem și un restul. Am luat o pereche de pantaloni scurți, care au fost tot așa, în jur de 100 de lei. De la De Facto, i-am luat în măsura 42, că am zis eu că dacă sunt mai mari, or să fie și mai largi și mai lungi aici la crac. Dar cracul este destul de scurt, adică prea scurt pentru ceea ce obișnuiesc să port eu. Și în afară de asta, materialul nu este deloc elastic și este un blug dintre acela gros. Ceea ce înseamnă că nu este cel mai potrivit pentru vară. Așa că dumnealor o să meargă înapoi și o să mă gândesc la dumnea ei, sărăcuța. Tare nu-mi vine să o returnez, dar tare mă tem că nu o să pot să o port așa cum este la gât, că o să mă deranjeze. Astea sunt cumpărăturile. Mă duc să hrănesc pisica, au auzit că mi-au un rău de tot și ne auzim mai încolo.
suntem la categoria aceea, nu lăsa pe mâine, ce poți face astăzi? Merg la Auchan să cumpăr pui la pisică, după care o să merg la Park Lake. Mi-ar fi plăcut să merg la Altexul de aici, de la Auchan Vitan, să îmi cumpăr căști, dar din păcate ceea ce îmi doream eu este disponibil fie numai online și m-am căcăit, adică eu le-am căutat acum ceva timp, m-am hotărât la vreo 4-5 variante, dar n-am comandat, tot din lipsă de timp, și acum trebuie să aleg ceva ce este disponibil în magazine și avem două modele interesante la Altexul din Park Lake. Am făcut rezervare pentru amândouă să văd ce mi-aleg. Unele sunt foarte, foarte, foarte drăguțe, dar destul de greu de asortat, doar că eu nu o să port chiar atât de mult acest mov. Ce coincidență, nu? Că mi-am făcut unghiile mov și m-am oprit. Mă rog, doar două modele din cele 5 la care mă rezumasem după îndelungi cercetări, nu ale mele. Astea mov și unele beige. Alea beige sunt foarte ușor de asortat la orice, se asortează și cu sneaker și mei, dar sunt mai puțin vesele. Haideți să luăm cărnița, sper să găsesc carne și cred că și niște pateuțe, poate, dar nu neapărat, și cam atât de la Auchan. Repede, repede, intrăm în Auchan. Am cumpărat conserve pentru domnișoara și puiul, evident. Și am ajuns deja în Park Lake, n-am mai filmat pe drum, am luat căștile pe care o să vi le arăt acasă. Agitație mare peste tot, decoruri frumoase. Mergem și la Melimelo. Ne desfătăm ochii cu ochelarii ăștia atât de drăguți și atât de colorați. Borseta asta, să știți că eu am comandat-o de pe Shein, cred că la un preț mai mic, este absolut identică și are încă o baretă, nu m-am uitat înăuntrul celeilalte dacă are și altă baretă. Pisicuța asta delicioasă, eu nu am coada atât de stufoasă încât să am nevoie de o pisică sau de un iepuraș așa drăguț, dar sunt absolut superbe accesoriile astea. Aruncați un ochi pe site-ul celor de la Melimelo dacă nu aveți un magazin în apropiere. O să vă las în descriere link. Și accesoriile astea, toate pentru coadă, sunt superbe, dar iarăși nu știu dacă le-aș putea folosi. Am plecat înapoi spre casă. E bine că nu se mai întunecă așa de vreme. Este 19:03 și este zi afară. Am intrat la Melimelo să-mi iau ceva de prins părul. Am văzut pe net o treabă de prins la coadă cu pisicuță, este absolut genială, încerc să caut, să vă las o poză, să vedeți cum arată pe păr. Am filmat-o eu în magazin, superbă, absolut superbă, foarte multe elasticuțe, chestii super, 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 super drăguțe. Revin cu ideea că Melimelo e top pe accesorii de-astea. Nu sunt foarte ieftine, dar nu sunt nici exagerat de scumpe. O să mă mai uit pe Shein, că este foarte probabil să mai dau curând o comanduță, că mai am niște treburi. Din ce mi-am luat data trecută, mai vor dintre prietenele mele și o să mai comand, că și așa vine Paștele, să am de făcut cadouri. Din accesoriile acelea, dacă ați văzut vlogul în care am probat tricoul de la Sinsei și l-am prins cu treaba aia rotunjoară, așa ceva. Și am găsit la Melimelo, ce credeți, port cardul pe care îl căutam de foarte mult timp. Nu cred că pot să-l scot acum, că sunt în trafic, după cum bine vă dați seama. Acesta care are orificiu, știu că se spune orificiu, să nu mă corectați, nu sunt agramată, anumite greșeli le fac intenționat pentru că așa mi se pare mie amuzant. Și dacă vouă nu vi se pare, îmi pare rău pentru voi. Scrieți-mi ce vi se pare vouă amuzant, dacă orificiu nu vi se pare amuzant. Avem orificiu pentru card, orificiu pentru carduri,
pentru buletin și un buzunăraș cu fermoar pentru bani mărunți. Și o să vă pun pe pauză și revin, pentru că o să mă opresc și la Easybox. Puțin. Am oprit la Easybox aici lângă casă să returnez pantalonii scurți aceia de la Fashion Day, să vedem, o să primesc probabil imediat SMS sau mail cu modalitatea în care mi se vor returna banii, că nu mai știu, că am avut cardul acela cadou și o plată parțială cu cardul și să vedem acum ce facem cu diferența de plată. Dar da, foarte simplu, adică am completat de pe calculator de acasă formularul de retur, am primit un mail cu un cod QR pe care l-am scanat la Easybox și s-a deschis căsuța, am pus produsul, am închis căsuța și am dat finalizarea. Asta a fost tot. Deci, cu încredere, puteți să comandați de la Fashion Days că returul este foarte simplu în cazul în care, la fel ca mine, nu aveți timp să bănănăiți prin magazine și vreți să probați lucruri acasă. Că iarăși am fost în Park Lake, dar n-am avut suficient timp pentru că peste tot e aglomerat și pur și simplu in and out. Vă mai arăt de acasă ce am cumpărat, că am cumpărat și de la Sinsay ceva, ce cred. Haideți să vedem întâi cumpărăturile de la Auchan, care au fost 109 lei și 14 bani, cred, sau nu, mai mult, 203 lei și 10 bani. Avem jumătate de pui, îl avem pe dumnealui, care a fost 32 de lei, deși la raft era un anunț, dar n-am mai avut timp și energie să mă cer cu doamnele. L-am mai avut, cred că mai am un rest, dar am zis că avea un preț bun, așa cum scria pe eticheta de la raft. 50 e protecția, se poate aplica peste machiaj, Over Makeup Super UV. Îl folosesc de mulți ani pe acesta de la Garnier și mai e cel de la La Roche-Posay. Îmi plac la fel de mult, ăsta are 75 de grame și merge în bagaj. Poate fi în bagajul de cabină. Mai avem două cutii de grande intenso, 26 de lei bucata, multe cutii de pateuțe pentru pisică și un pui. Și mai avem un deodorant de ăsta, Pink Heaven, de la Gerovital. Nu prea îmi plac mie deodorantele de la Gerovital pentru că au foarte multă pudră și mă mănâncă pielea, cumva mă irită, dar doar pe acestea le-am găsit în variantă mini la Auchan, așa că am luat unul. Și puiul care a costat 11 lei, 200 de lei am avut aici, aproape. Am intrat să vorbesc cu voi, este 11 noaptea, mi-am pus vopsea abia acum, o să schimb și apa la pești și în timp ce schimb apa la pești o să vă povestesc peripețiile acestei după amieze. Știți că vă spuneam eu că ne-au modificat zborul, că ne-au tăiat prima zi, practic, că în loc să ajungem dimineață, o să ajungem după amiază. În momentul de față nu se știe dacă o să mai ajungem în general. La 19:10 trebuia să fie zborul mâine, așa că la 19:10 s-a deschis check-in-ul și nu s-a putut efectua check-in decât pentru un pasager din trei. Din păcate, nu știu din ce motive, nu am primit niciun fel de explicație. Și ce credeți? Că am primit un mail că la 20:10 astăzi, pe 2 aprilie, că zborul nostru din 3 aprilie a fost actualizat și că a fost reprogramat, când credeți? Astăzi, la 20:10. Deci mailul a venit la 20:01, că la 20:10 pleacă zborul. Și ne-am dus la aeroport, dar bine, până am stat cred că mai bine de jumătate de oră să citim mail-urile, să le recitim, că istoricul e lung. La 19 și 14 am primit mail că s-a început procedura de check-in, la 19:50 am mai primit un mail că procedura de check-in este în curs și că s-a generat un boarding pass și că urmează să se genereze și celelalte două. Și la 19:50 am primit boarding pass-ul, ca la 20:01 să primim minunea de mail cu schimbarea zborului de mâine, astăzi, peste 9 minute de la data mail-ului, de fapt. La aeroport n-am mai găsit pe nimeni, că erau închise toate ghișeele. La Wizz, din păcate, au un număr de telefon la care costă 3 euro și ceva minutul și nu știi cât poți să aștepți.
și nici nu știi dacă se poate rezolva sau dacă se va rezolva ceva, dar s-ar putea să te coste apelul telefonic mai mult decât costul biletului. Din punctul meu de vedere, o să evit din răsputeri Wizz Air, că nu știu. Nu mi-am închipuit că e posibil ca astăzi la ora 20:10 să primesc mail că zborul de mâine seară s-a mutat astăzi peste 9 minute. Nu, e de neconceput. Nu știm încă dacă o să plecăm mâine. Sper totuși să plecăm. Doamna de la aeroport ne-a zis că nu are cu ce să ne ajute, dar că în principiu o să se facă check-in-ul în aeroport și pentru ceilalți doi pasageri. Să sperăm că o să putem rezolva acolo, că sincer e foarte frustrant. Noi le-am dat banii cât ne-au cerut, când ne-au cerut și acum avem aceste minuni de surprize. E, de obicei prind mai ușor, dar este târziu, este 10:30 și le-a trecut ora de somn, cred că erau băgați la culcare dumnealor. Și eu i-am trezit, voiam să le schimb apa mult mai devreme, vă dați seama, dar de pe la 7, în loc să fac check-in-ul, stau și scalpin mail-urile. Mă duc să spăl în baie acvariul, dumnealor sunt cu minței aici la Ligenu și în, nici nu știu de cât timp, de 3 minute vorbesc cu voi, încă 3 minute o să spăl acvariul, încă în 3 minute pun decorul și gata. V-am zis eu, 10-15 minute. Cine credeți că a venit să verifice operațiunea? Da, tu! Să știți că i-a lăsat în pace pe dumnealor până acum, cel puțin. Sper să nu aibă idei în continuare. Ea e cu treaba ei. Atâta timp cât primește și ea mâncare, când mănâncă toată lumea, este ok. Îi punem întâi pe dumnealor. Mă rog, o să pun niște apă acolo. Îi punem pe dumnealor cioată de cor și... o punem și pe Kitty peste. Haideți să vedem un pic cumpărăturile, ca să văd ce iau la mine. Portofelul pe care o să-l iau la mine, clama pe care o să iau la mine și nu știu dacă mai avem ceva de la Melimelo, parcă mai era ceva. Mai avem ceva aici în fundul genții. Elasticul meu de păr cu care am plecat de acasă. Clama asta este absolut superbă și o să o port cu mare drag. Am tăiat etichetele, nici n-am văzut prețurile, nici nu o să le văd că n-am ochelarii. Aici cred că scrie 19,99 și aici scrie 24,99. 20 de lei a fost clama. Un pic cam mult pentru o clamă, dar să știți că este metalică. Sper eu să fie destul de rezistentă și e destul de fancy. Erau foarte multe drăguțe, dar mai mici. Și asta este fix ceea ce îmi doream. Aici sper să-mi încapă portmoneul, cartea de identitate. Ar trebui aici carduri, aici alte carduri și aici bani mărunți. Că asta îmi doream și e și așa cu roz, cu galben, cu bej, niște culori pastelate și drăguțe. Și o să instalăm căștile probabil mâine. Sper să am timp. Și hai să vă arăt și rucsacul ăsta pe care l-am cumpărat zilele trecute de la un magazin de aici din zonă, de la Dristor. Am mai cumpărat rucsăcei de ăștia de la ei, de purtat așa târșa, sunt foarte buni. Are multe buzunărașe, unul aici, unul aici, unul aici, ăsta mare în interior, care are și două buzunare așa și unul cu fermoar. Are buzunar și aici pentru telefon sau pentru alte chestii și pe laterale un mic suport pentru, nu știu, nu cred că apă, dar poate mărunțișuri. Foarte bun, a fost cred că 90 și un pic de lei. Am plătit 119 pe rucsac și pe șosete, aceste șosete. 10 lei au fost două perechi de șosete cu pietricele, cu chetrișelii. Mă duc să mă usuc pe păr, să-mi pun bănuți în portofel și hope for the best. Încheiem vlogul așa cum l-am început, cu această asistentă obosită. Vă mulțumesc că v-ați uitat și vă aștept data viitoare. Pa!